Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Liviu Moldovan, bun găsit la un nou webinar organizat sub egida Admiral Markets. Începem, ca de obicei, cu acest disclaimer pe care trebuie să vi-l prezint la început. Acest webinar are un caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nu este oferită nicio garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a moderatorului și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nicio garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existând posibilitatea apariției unor erori tehnice sau umane. Bun, mergem mai departe, intrăm în, să zicem, tematica legată de piețe. O scurtă radiografie a burselor din acest moment ne relevă o schimbare de tendință. În sesiunea de astăzi am început bine cu creșteri, atât în Europa cât și în Statele Unite, dar, repet, tendința aceasta s-a schimbat astfel încât avem acum minus 0,7 aproape pentru DAX 30 din Germania, Franța și Marea Britanie se păstrează quasi, să spunem, neschimbate piețele la nivel de indici bursieri. Italia scade și ea cu 0,84%. Statele Unite, Wall Street-ul deschis de acum câteva minute, este și el în teritoriu negativ, cu peste 150 de puncte pierdere pentru indicele Dow Jones. Adică 0,64%, 25.300 și ceva de puncte. Cu o jumătate de procent scade S&P 500, Nasdaq compozit de tehnologie cu 0,3%, având la bază, să spunem, sau putem exprima schimbarea de tendință sau cei doi factori care influențează, îi putem exprima foarte plastic, una caldă, alta rece. O să discutăm imediat despre acest lucru. La nivel de cotație euro-dolar, pe care o vedeți acum pe ecran, un ușor plus de 0,3%, atipic cumva, sau să spunem, cea caldă e mai puternică decât cea rece. La nivel de cotație a barilului de țiței, pe WTI un minus de 0,6%, pe Brent un plus de 0,3%, deci orientări divergente. Din nou, un aspect mai atipic, rapid aurul staționar, putem spune, în acest moment, fără schimbări importante față de referința sesiunii precedente. Acum, să le luăm pe rând. Și zic eu să începem cu Wall Street-ul. La urmă o să vedem cele două aspecte legate de cea caldă și cea rece, da? Sau cel cald și cel rece. Acum, vestea, luăm în ordine invers cronologică, să spunem. Vestea proastă și cea mai recentă, de acum aproximativ o oră, ne arată faptul că vânzările de retail, da? Din Statele Unite au înregistrat o scădere, cea mai importantă scădere, de aproape 10 ani de zile. Septembrie 2009, da? Septembrie 2009,
în plină criză economică, financiară și așa mai departe. Da? Vânzările de retail au scăzut cu 1,2% în luna decembrie față de luna precedentă, luna noiembrie. Totuși, pe plus, să vă arăt și. Deci minus 1,2% decembrie față de noiembrie, față de estimări din piață care arătau un plus de 0,2%, an față de an, totuși au stat mai bine. 2,3% pe plus față de luna decembrie 2017. Da? Deci aici vedem IOI, year over year, și month over month, lună la lună, minus 1,2. Ok, deci o ușoară tendință de decelerare, să spunem, a acestui indicator. Acum avem variația lui din anul trecut, pentru întreg anul trecut. Variațiile par mari, da? Aici pe această reprezentare grafică, dar dreptunghiurile acestea, să spun, par mari, dar variațiile sunt totuși destul de mici. Minus 0,1 plus 0,1 plus 0,7, o zonă pozitivă, iarăși minus 0,1 minus 0,2 la mijlocul verii, un super mare plus 1,1 în octombrie, în decembrie minus 1,2. Nu trebuie să ne speriem foarte mult. Observându-se faptul că, chiar dacă este cea mai mare scădere din ultimii aproape 10 ani, totuși observăm faptul că el sare de linia de 0 în sus sau în jos destul de frecvent și putem să ne gândim că datele aferente lunii ianuarie vor veni cu plus și astfel să echilibreze cumva balanța. Asta nu înseamnă nici de cum că este o veste bună. Ok, mai departe. Deci asta am avut în sesiunea de astăzi pe parte de date macroeconomice din Statele Unite. De ce am spus că tendința a fost inițial pozitivă? Am văzut vești nesperate bune, și asta este partea bună, în ceea ce privește datele din China sau un set de date macroeconomice din China publicate azi noapte pe parte de activitate de import și export, da? De balanță comercială. Exporturile denominate în dolari pentru luna ianuarie, deci în pline tensiuni din piețe, în ceea ce privește discuțiile pe tarife vamale, război comercial și așa mai departe, SUA-China, da? Deci exporturile, repet, aferente lunii ianuarie au crescut cu 9,1% an față de an, față de estimări care indicau o contracție a acestora de 3,2%, în timp ce importurile au scăzut cu 1,5%. De asemenea, contrazicând estimările care indicau o scădere de 10%. Deci avem exporturi în creștere cu 9,1% și importuri mai mici cu 1,5%. Automat, balanța comercială, excedentul de balanță comercială a crescut și el, ajungând sau depășind 39 de miliarde de dolari. E o veste bună în sensul că analiștii chestionați, când au venit cu acele estimări, au pus în preț
un plonjon, să spunem, mai abrupt al economiei din China. Uite că până la urmă s-au descurcat. Ok, deci asta a fost vestea bună, deschidere pozitivă. Acum, un ușor duș rece venind cu datele de vânzări de retail din Statele Unite. Ok, deci ceva noi la orizont acolo pentru economia Statelor Unite, indicele Dow Jones, piețele per ansamblu corectează și este normal să fie așa. Parte din veștile bune, să spunem, în ceea ce privește discuțiile, negocierile SUA-China, au fost înglobate în preț deja, motiv pentru care acest duș rece sigur afectează. Și afectează acum, ca să vă dau din nou cifrele exacte, 0,8% cu 0,8% pentru Dow Jones, 0,7% pentru S&P 500, deci cumva s-a amplificat scăderea. Ce vedem pe grafic, în afară de această superbă mișcare de recuperare, la un moment dat, tehnic, evident, nu poți crește foarte mult, în special după acest plus important din sesiunea de marți, o ușoară creștere ieri, dar cu o închidere destul de departe față de maximul sesiunii, undeva la jumătate, și o ușoară corecție în sesiunea de astăzi. Tehnic, putem părea, și e normal să fie așa, într-o zonă de overbought, care automat poate fi predispusă la ușoare corecții pe termen scurt. Dar, în afară de această parte bună, parte rea, una caldă, una rece, suntem și am fost în debutul acestei săptămâni și încă suntem și acum cu indicele VIX, acel al volatilității, sub zona aceea pe care o numeam eu de referință de 18 puncte. Suntem la 17 puncte și ceva. E drept, creștem astăzi cu peste 9%, ceea ce iarăși este foarte mult pentru o scădere de doar 0% pentru sau 0,7% pentru S&P 500, să vedem plus 9% pe VIX, e mult. Nu avem cum să ajungem la 11 noaptea când să închidem sesiunea cu asemenea discrepanță. Da? Deci ori VIX-ul va mai scădea ușor, ori va scădea în continuare piața. Însă aspectul pe care vreau să-l nuanțez, cu 1,4 puncte crește astăzi, deci eram undeva la 15,6 cu indicele VIX. Aseară la închidere, sensibil departe de acel prag de 18%, sub care lucrurile sunt bune și deasupra căruia ne putem aștepta la tensiuni și volatilitate în creștere pentru piețe, sub 18 fiind zona de acalmie, de liniște, sub, să zicem, 14 sau 13 puncte, deja putem spune că ne aflăm într-o zonă de euforie cu indici la creșteri constante la noi maxime istorice sau în zona maximelor istorice precedente. Deci oricum, aseară la închidere la 15,5-15,6 stăteam confortabil. Corectăm astăzi această confortabilitate, să spun așa, cu o creștere de 10% pentru indicele VIX. Încă nu mai avem 0,8-0,9 puncte până să depășim acel prag de 18, dar un semnal de alarmă a fost tras. Acum, ne uităm puțin și pe indicele S&P 500. Era o situație
vă spuneam la webinariile trecute, era o situație tehnică aici, cu media mobilă la 200 de intervale, media mobilă la 50 de intervale și aici aveam o rezistență deocamdată, un nivel de rezistență. Deocamdată se confirmă acest lucru. Se confirmă în continuare și tendința generală de creștere și cu indicatorul Average Directional Movement Index. Totuși, DX-ul la un nivel relativ superior ne poate indica, nu e sigur că așa se va întâmpla, ne poate indica o zonă nu de turbulențe, dar de ușoare corecții. Vreau să menționez că nimic din aceste estimări, sau nu, să nu le spun estimări, opinia ale mele în ceea ce privește posibilele mișcări viitoare nu reprezintă recomandări de investiții, ci doar, așa cum am spus, doar anumite opinii exprimate. Dacă mergem pe graficul weekly, vedem că suntem pe un super trend de creștere, 1, 2, 3, 4, hai să spunem 5, 6, 7 săptămâni de creștere, da, cu o ușoară întrerupere aici, dar aproape nesemnificativă, și suntem iarăși într-o zonă de rezistență, dăm cu capul de această medie mobilă aici la 50 de intervale. Deci o zonă tehnică destul de complicată, să spunem. Tehnic va fi mai complicat pentru piață să crească decât, zic eu, anumite aspecte fundamentale. Iar această medie mobilă s-a comportat foarte bine ca rezistență și ca suport în repetate rânduri de-a lungul timpului. Bun. Mai departe, vreau să vă mai arăt și datele de inflație, să vă spun și despre datele de inflație de ieri, pe care le-am văzut ieri în Statele Unite, ușoară creștere pentru ioi, da? Deci an față de an, pentru datele aferente lunii ianuarie, pentru inflația headline, 1,6% față de 1,5% estimări. Pe core a fost bine, să spunem, 2,2% față de 2,1%. Asta cumva e de bun augur pentru dolar și pentru economie în ansamblu. Faptul că deficitul de cerere pe care cumva l-am putea interpreta prin datele de astăzi despre retail sales, deficitul acela de cerere ar putea să nu fie atât de puternic încât să determine o scădere a prețurilor, da? Și asta vedem aici. Core înseamnă că s-au extras elementele cu volatilitate mare, alimente, energie și așa mai departe. Deci rămânem pe bunuri și servicii, dacă putem spune așa. Componenta de consum, de asemenea. Deci pentru ianuarie, o ușoară creștere a inflației core, da, față de estimări, față de luna precedentă, avem 2,2%, deci constant. Deci e ok, da, se confirmă. Ne aducem aminte că datele de retail sales au fost aferente lunii decembrie, cu acea scădere pe care am menționat-o, da? Deci în luna decembrie n-a fost foarte bine pe parte de vânzări de retail. Nu și-a făcut nimeni, nu și-a pus problema nimeni să se îngrijoreze. Uitați că pe ianuarie au rămas prețurile, deci n-a fost nevoie de sau piețele nu au mers pe ideea de reducere, da? Și aici avem graficul inflației headline, deci dinamica care justifică, de fapt, schimbarea de stance, da? Schimbarea de mesaje, de atitudine a Federal Reserve în ceea ce privește viitorul politicii monetare. Era la 2,9% în luna iulie și acum ne-am dus spre 1,6% doar. Asta pe headline, da?
Nu, uitați, 2,5% am avut în octombrie, perioada în care a început să pice puternic prețul barilului de țiței și automat benzină și ce mai gaz natural și ce mai consumă din și pe acolo și au pus presiunea. Asta nu este neapărat un factor foarte accurate, să spunem. De aceea se merge de multe ori și pe inflația core. Am făcut zoom out și avem din ultimii 10 ani de zile, practic, evoluția acestui indicator al inflației pe headline și vedem aici un minus 2% la apogeul crizei financiare. A fost o situație de deflație. Bine că a făcut Banca Centrală quantitative easing, că altfel am fi avut minus 5% pe semne. Inflatare de prețuri de active, da? Până la un plus 4% în 2012, o corecție și acum am fost, dacă vreți, dar aici poate să, ce vreau să vă, imaginea poate să surprindă. Ce vreau să spun este că este o aproape tâmpenie să faci analiză tehnică pe un grafic ce evidențiază un indicator macroeconomic. Da? E logic de ce. Cum ar fi să pui rata șomajului cu candlesticks? Da? În glumă spun. Ceea ce am vrut aici să doar să relevez anumite aspecte. Nici de cum aceste linii nu sunt linii de trend sau de suport sau ceva de acest gen. Ne aflăm. Ce vreau să spun este că pe ansamblu am avut o tendință, în ultimii 2-3 ani de zile, o tendință de creștere a inflației, ceea ce a justificat, dacă vreți, politica monetară dusă de Federal Reserve, dar cu suișuri și coborâșuri, adică creșteri, apoi o scădere din care a făcut, în ghilimele spun, rebound și așa mai departe. Iar acest nivel de undeva sub 2%, cu puțin sub 2%, 1,9%, l-am mai întâlnit și am avut după aceea o creștere. Deci nu trebuie să ne speriem neapărat că, uite, vedem că de câteva luni a tot scăzut pe headline, da? Și așa mai departe. S-au mai întâmplat reveniri, deci a judeca dinamica acestui indicator ca indicând, să spunem, o posibilă intrare în recesiune a Statelor Unite în acest an, în opinia mea, este o exagerare. Asta am vrut să vă spun. În ceea ce privește cotația euro-dolar, volatilitate mai mare în ultimele câteva sesiuni și am avut date, cum să spun, nu super pozitive, da? Dacă mă pot exprima așa, pe partea de producție industrială, și aici am văzut în Germania, spre exemplu, sau una dintre primele țări care au publicat în lunile trecute date despre producție industrială pesimiste, să spunem, minus 0,9%, o scădere mai mare decât valoarea estimată, 0,4%, vedeți aici. An față de an, de asemenea, de la un minus 3,2 la un minus 4,2. Fac o scurtă paranteză. Această încetinire a creșterii economice din zona euro, cu Germania în mod special, da? Germania ratând, dacă vreți, la mustață cumva pe parte de PIB o recesiune, o scădere mai amplă. Deci acest declin al creșterii economice din zona euro cu precădere în Germania ar trebui să ne ridice sau să le ridice multe semne de întrebare și să aprindă multe beculețe de alarmă decidenților de la noi în ceea ce privește construcția bugetară pentru 2019. Șansele să avem o dinamică de 5,5% sunt extrem de reduse. Consumul intern
nu poate să ducă săracul în cârcă întreaga dinamică economică. Exporturile, pe semne că nu vor mai avea aceeași amploare din motivele pe care le-am menționat. 1,2%, doar 1,2% date de creștere economică an față de an, a doua estimare pentru Q4, ultimul trimestru din anul trecut, doar 1,2%, înainte am avut 1,6%, în linie trimestru față de trimestru. Deci, nu, economia zonei euro nu funcționează la ralantii, să spunem, dar nici cu motoarele turate. Asta spun. Aici este un aspect de care trebuie să ținem cont. Unde suntem cu cotația monedei unice europene? Suntem la minimele perioadei. Și în webinarul de luni am menționat de vreo câteva ori acest nivel, această zonă de la 1,13 pentru cotația euro-dolar, ca fiind o zonă extrem de importantă, a fost suport în repetate rânduri. Se dau lupte grele aici, atât de o parte și de alta a graniței, să spunem, acestei zone, care sperăm să rămână și să se confirme ca zonă de suport, pentru că altfel un spike în jos aici, un minim atins în luna octombrie sau noiembrie, nu? În luna noiembrie, pe graficul săptămânal, și apoi dacă mergem mai departe, o creștere aici, deci o zonă destul de goală până la 1,08-1,09, și n-ar fi bine să vedem acea cotație în acel scenariu, și merg acum la dolar index, în acel scenariu indicele dolarului pe semne depășind maximele înregistrate tot în aceeași perioadă și începându-se să se discute și mai mult despre dolar ca un activ de refugiu, da? Indicial dolarului care a cunoscut o super traiectorie de creștere ca urmare a diferențialului de estimat al creșterii economice dintre Statele Unite și restul lumii. Vezi China, vezi Europa cu datele ușor anemice pe care le-am văzut astăzi. Dacă tot am discutat despre China, încep negocierile la nivel înalt între Statele Unite și China, inclusiv discuții care vor avea loc între secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steve Mnuchin, și președintele Xi Jinping, de asemenea vicepremierul Chinei, implicat în aceste discuții și va fi prezent acolo acest weekend sau ultimele două zile de tranzacționare din această săptămână până în weekend, în opinia mea, vor fi esențiale în ceea ce privește evoluția viitoare. Un semnal pozitiv din acest punct de vedere a fost dat acum câteva zile de președintele Donald Trump, care a spus: domnule, în cazul în care nu terminăm până la deadline-ul de la 1 martie cu acordul acesta cu chinezii, o să mă gândesc la o formulă de a extinde moratoriu, da? Moratoriul până la 1 martie în privința creșterii tarifelor vamale pentru produse de 200 de miliarde de la 10 la 25%. Cunoașteți povestea, da? Deci ar putea să extindă acel moratoriu, deci este un semn bun, o mână întinsă. Dom'le, dacă nu am reușit, hai că o mai lungim un pic, dar până la urmă o scoatem noi la capăt. Ceea ce a contribuit la optimismul din piețe și la această creștere a dolarului. Mai departe, fiind joi, discutăm puțin și despre acțiuni.
Înainte de a mă uita pe întrebările adresate de dumneavoastră, da, o să discutăm. Vreau să vă readuc în atenție o cotație unei companii pe care o cunoașteți, da, Apple, evoluția recentă a cotației, a dat cu capul aici. De această rezistență am corectat un pic, stăm foarte flat în această zonă, cu toate că asta vine de fapt ca o confirmare a celor spuse de Tim Cook, acel avertisment, da, domnule, China ne face probleme. 20% au fost vânzările de iPhone ale Apple în China pentru ultimul trimestru din 2018, an față de an. Deci au avut vânzări cu o cincime mai mici anul trecut față de 2017. Ok, asta o știm, nu știam exact amploarea, bănuiam că este ceva de acest gen. E un studiu al companiei IDC făcut pe această temă. Cine a câștigat? Evident, competitor local, producător local, al doilea producător din lume, Huawei, 23% rată de creștere. Avem o reducere a cotei de piață, o scădere a cotei de piață la 11,5% față de 12,9% anul celălalt pentru Apple. Automat, repet, Huawei pe plus, cotă de piață în creștere. Apple își păstrează la nivel global locul al treilea după Samsung și Huawei. Și vine la aspirație puternic pe locul 4, un alt producător chinez, Xiaomi. Pe weekly, pe graficul weekly, rebound-ul consemnat, da, spuneam și ne uitam și vă spuneam că în această zonă este o zonă de. Imediat să prelungesc eu așa. Este. Ne apropiem de o zonă. Acest maxim a fost foarte aproape de o zonă de rezistență, retragerea de 61,8, plus ceva alte rezistențe pe aici. Suntem aproape, milimetric aproape de acest nivel. Tranzacționare laterală și. Sau o ușoară corecție nefiind out of the books, să spunem așa. Adică trebuie să luăm în calcul. După această revenire, nici piața pe ansamblu nu ajută, dar așa se poate explica tendința de acum și cu această lumânare mai urâtă de aici, la nivel de Directional Movement Index, de asemenea, dispare. Dispariția sau scăderea intensității trendului și o situație incertă pe plus de X și minus de X. Am mai avut astăzi ceva vești din partea producătorului francez Renault, cu ale cărui profit și cifră de afaceri, venituri, au scăzut în 2018, a raportat astăzi cifrele, datele financiare, afectate ieșirea din piața iraniană, anumite aspecte legate de cursul de schimb și vânzări de diesel, de motorizări diesel care au plonjat, da? 2,3% a fost scăderea pe parte de venituri la 57 de miliarde, 6,3% scăderea profitului operațional la 3,6 miliarde,
o marjă mică, 6,3%, da? Operating margin. Bun. Veștile n-au fost văzute foarte prost de piețe. Putem vedea și din această alură a graficului din sesiunea de astăzi. Scăderi, scăderi, ok. Palier tranzacționare orizontală, un maxim foarte surprinzător aici în sesiunea de astăzi. Dar acum corectăm pe fondul veștilor menționate un pic mai devreme. Deși datele au fost ușor sub estimările din piață, spre exemplu 58,1 miliarde, 57,4 miliarde realizat. Asta este. Se semne că piața pusese în preț ceva vești mai proaste decât analiștii. Știți, am mai povestit noi acest aspect cu Whisper Numbers și diferențele dintre ceea ce spun analiștii și ceea ce pun traderii în piață. Mergem mai departe. Oricum, rămâne de urmărit această companie. Eu am pus și un Bollinger Bands aici. N-am mai folosit de mult acest indicator. Se dovedește a fi accurate pentru titlurile Renault. Uitați aici, a încercat să spargă banda superioară, de fapt Bollinger, nu? Cred că e mai corect. Banda superioară, picaj, banda exact sau oprit exact la banda inferioară și nu suntem foarte departe de banda inferioară acum. Deci o posibilă tendință de creștere din nou ar putea fi în cărți. Mai departe, despre aur, că ne-a rugat un telespectator, da, așa sunt eu obișnuit. Tranzacționare laterală aici pentru aur. E bine din acest punct de vedere, ce să spun. În condițiile în care, vă mai arăt o dată foarte scurt, uitați ce a făcut dolar index, da? în perioada respectivă și prin corelație ar fi trebuit ca aurul să scadă ceva mai mult. N-a făcut-o. Deci, să spunem că ar putea să înceapă să fie un fel de activ de refugiu aurul pe parte de au datele de inflație de el care nu au fost rele, cu un Fed mai dovish, ceva temeri, safe haven din acest punct de vedere pentru investitori, pentru participanți la piață, nu exclud, dar nu mi se pare un caz foarte elocvent din acest punct de vedere. Nu e un caz puternic sau argumente puternice. Nu știu ce să zic. Ar trebui să corecteze fie aurul, fie dolarul, da? Ca să se păstreze această corelație. Cine o va face, mi-e greu să zic. N-aș vrea să vin cu idei doar așa ca să vin cu anumite idei. Rămân neutru în această poveste. Mi pare un fel de încăpățânare a aurului de a nu scădea aici. Asta este ceea ce vă pot spune acum. Aș trece și la... Pe final, aș trece și la dinamica barilului de țiței, cu minte el în această perioadă, ținând cont și de faptul că odată dinamica dolarului, dacă și aici trebuie luată în calcul, și ținând cont de faptul că am văzut datele raportului OPEC care
ne-a arătat faptul că au redus producția, dar nu exact la nivelul la care trebuiau deși să facă acest lucru, 797.000 de barili pe zi pentru luna ianuarie. 812.000 era ținta. Deci cu 14.000 de barili. Nu e foarte mult, dar ca idee. Deci a fost mai mult țiței în piață și uite că exact în acea perioadă din ianuarie el creștea. Când, repet, era ceva mai mult decât ar fi trebuit. Da? Arabia Saudită și-a văzut de treabă, dar Irak și Nigeria, Irakul și Nigeria au pompat cu peste 100.000 de barili peste cotele stabilite și promise. Da? Deci dânșii au stricat jucăria. Ok, piața s-a comportat în această perioadă ca și cum dânșii n-ar fi stricat jucăria de reducere asumată, programată a producției zilnice. Aici, pe semne că se pune în preț o detensionare a situației economice, să spunem, în urma unui viitor acord SUA-China pe parte de comerț internațional. Am văzut stocurile de țiței publicate ieri din Statele Unite mai mari, 3,6 milioane față de 2,3 milioane estimări la benzină 0,504, cam același lucru. Deci față de 2,3 au crescut stocurile cu 3,6. Revin la grafic, vreo mare scădere în sesiunea de ieri? Uitați, nu. Deci de asta spuneam, pe semne că prevalează un optimism legat de creșterea economică viitoare, da? Dinamica creșterii economice la nivel global. Și participați la această piață pun în preț o dinamică mai bună decât pun în preț alți participanți. Aici ar fi loc de foarte multe discuții, dar pe anumite strategii și astea mult mai complicate, spre exemplu, arbitraj între diferitele clase de active. Dar asta nu e recomandat decât celor care au o experiență extrem de bogată de tranzacționare. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit. Vă urez un final de săptămână cât mai profitabil, cât mai bun, cât mai plăcut, cu rugămintea de a fi foarte atenți la ceea ce se întâmplă, ce se aude, ce se zvonește din China, da? Pe parte de acele negocieri, eventual declarația lui Steve Mnuchin, secretarul Trezoreriei Statelor Unite. Încă o dată vă mulțumesc, vă urez toate cele bune, ne revedem luni la aceeași oră, 4 și jumătate, pentru analiza piețelor internaționale.